care este cea mai rea companie din Statele Unite, unde s-a mutat unul din producătorii seriei Witcher și când apare următorul joc de la creatorii lui Machinarium. Răspunsurile le afli imediat aici la NewsX. Știrea care a făcut în conjurul internetului zilele astea este că Electronic Arts, draga noastră EA, este considerată cea mai rea companie din America. Site-ul consumerist.com a postat un poll mai deosebit. Două câte două companii erau puse în față, iar cititorii votau care este cea mai rea. Atât de nervos sunt gamerii pe ei, încât această companie a ajuns în finală și a adunat 63% din voturi, primind premiul The Worst Company in America 2012. Pe locul 2, cu 36% din voturi, s-a clasat Bank of America. Deci, în esență, oamenii cred că EA, cu studiourile pe care le-a închis și cu jocurile sale repetitive, este mai evil decât Bank of America, instituția responsabilă în mare parte pentru criza prin care înotăm de câțiva ani încoace. Concluzie, shit is fucked up, yo! Totuși, EA n-a rămas tăcută, iar John Rosenberg, Senior Director of Corporate Communications, le-a zis celor de la Kotaku că, și citez: suntem siguri că British Petroleum, IEG, Philip Morris și Halliburton sunt ușurați că n-au fost nominalizați anul ăsta. Vom continua să facem jocuri și servicii premiate care sunt folosite de mai mult de 300 de milioane de oameni la nivel global. Mă doare să recunosc, dar nenea cam are dreptate. Un producător de jocuri mai evil decât compania responsabilă pentru o scurgere de petrol criminală sau mai rea decât compania care controlează majoritatea comerțului cu tutun? După ce toată suflarea de gameri a făcut scandal în legătură cu finalul lui Mass Effect 3, BioWare a anunțat că au luat feedback-ul în considerare și va oferi un final modificat. Finalul se va numi Mass Effect 3 Extended Cut și va fi lansat cândva vara asta, anunță EA. Totuși, în finalul respectiv, sunt mari șanse ca Shepard să nu apară. Jennifer Hale, care i-a dat voce lui Female Shepard, a dezvăluit în revista Edge că n-a înregistrat nimic nou pentru acel final. De fapt, nici măcar n-a fost contactată de BioWare pe marginea acestui subiect. Deci, un final modificat, dar fără Shepard. Poate e un slideshow? Soldați spânzurați ca niște cărnați de Crăciun la geamul de la bucătărie, explozii și palate de șmecheri din Dubai. Astea sunt cele mai noi informații pe care le am din Spec Ops The Line. 2K Games a scos la rampă un nou trailer pentru acest shooter, iar imaginea prezintă un titlu destul de fucked up. Adică, ai chestiile clasice, gen soldaș macho care urlă shoot him, dar mai ai și secvențe mai nemai văzute până acum, cum ar fi faza cu soldații aia spânzurați. Spec Ops The Line este al nouălea joc din seria omonimă, iar povestea sa este inspirată din romanul Heart of Darkness al lui Joseph Conrad, o carte apărută în 1903. Ca gameplay, The Line este un third person shooter care pune accentul pe luptele în echipă și, aparent, multiplayer-ul va fi un fel de a doua campanie care extinde povestea. Spec Ops The Line va fi lansat pe 29 iunie și va fi disponibil pe platformele majore, adică PC, 360 și PS3. City Interactive, studioul care a devenit cunoscut cu Sniper Ghost Warrior, anunță un nou joc. Nu este vorba despre Sniper Ghost Warrior 2, ăla deja a fost anunțat. Nici despre World of Mercenaries, shooterul free-to-play la care lucrează studioul din România, City Interactive. Nu este nici Enemy Front, shooterul cu naziști anunțat acum ceva vreme. În cazul ăsta, what the fuck is it? Răspunsul, stupefiant, având în vedere că City Interactive o ține în shootere zilele astea, este un RPG. Jocul n-are încă nume, fiind cunoscut simplu ca Project RPG, iar în echipa de producție se găsește Thomas Gopp, cel care a ocupat funcția de senior producer la The Witcher 2. Aflat în prima fază de development, acest RPG are o poveste destul de interesantă. Un zeu a murit, iar cadavrul său este un munte ce împarte lumea în două zone, fiecare cu propriul său sistem de gândire. Acțiunea începe la 1000 de ani după moartea acelui zeu, iar jucătorii vor traversa muntele în ambele direcții, trebuind să aleagă cu cine se vor alia. La combat, producătorii spun că se inspiră din Dark Souls, Kingdoms of Amalur și Batman Arkham City, adică va fi ușor să înțelegi mecanicile, dar vei avea nevoie de skill pentru a câștiga. Momentan, atât se știe despre acest RPG de la City Interactive și Thomas Gopp. Este încă un prototip, astea sunt ideile de bază, iar jocul final va apărea cândva în 2013 pe PC, 360 și PS3. Că tot am menționat Kingdoms of Amalur, află că acel joc primește un nou DLC. Dacă luna trecută am primit niște conținut cu pirați, începând cu 17 aprilie, cei care au $10 vor putea accesa conținut cu coloși. DLC-ul se numește Teeth of Naros, are o temă mai religioasă și adaugă o rată de giganți credincioși, plus o insulă care plutește prin cer, numită Idila, în care vei găsi o grămadă de questuri. În pachet se vor mai regăsi 9 seturi de armuri, 6 scuturi, 18 arme, 3 Crystfates și dungeon-uri și inamici noi. Kingdoms of Amalur mi s-a părut așa
sec. Adică nu mi-a atras atenția cu nimic, dar DLC-urile pe care le primește par să fie chiar cuprinzătoare. Locații lor, inamici și accesorii noi, totul la $10. Mai degrabă le-aș numi expansion-uri la cât conținut aduc. Dacă te interesează acest DLC, stai cu ochii pe PSN, Xbox Live, Origin sau Steam. Thief of Naros iese pe 17 aprilie. Cât de puternică este Wii U, următoarea consolă de la Nintendo? Răspunsul, dracu știe, fiindcă fiecare producător care știe ceva de consolă spune ceva total diferit. Acum ceva timp, un developer de la Darksiders 2 a zis că Wii U este la fel de puternic ca un 360 sau un PS3. Acum câteva zile, GameIndustry.biz, unul dintre cele mai respectabile site-uri de gaming, a citat niște producători care spuneau că Wii U este, ține-te bine, mai puțin puternic decât 360 sau un PS3, deși alea sunt console apărute când era bunica fată. Acei producători spuneau că, deși unele chestii sunt noi în Wii U și grafica este HD, consola nu are atâta shadere și chestii de genul ăsta, iar imaginea este mai proastă decât pe 360 sau PS3. Deci, unii zic că e la fel de bună, alții zic că e mai proastă. Cu declarația de acum câteva zile a unui nene de la Gearbox Software se face deja o sfântă treime de ba e albă, e neagră sau e căcănie. Nenea ăla, pe numele său Brian Martel, a spus că, și citez, lucrurile ca Wii U devin foarte sexy. Mașina va rula una dintre cele mai arătoase versiuni ale lui Aliens Colonial Marines, pentru că, știi tu, are mai mult RAM, a apărut mai târziu și are un procesor foarte, foarte bun. Deci, Wii U va fi simultan la fel de bun, mai bun și mai prost decât un 360 sau un PS3. Te-am lămurit? Nu? Super! In other hardware news, Razer va lansa în curând un mouse Naga pentru stângaci. Asta după ce au întrebat pe Facebook dacă există doritori și peste 10.000 de persoane au dat cu like-ul. La fel ca și Naga-ul pentru detach, Naga-ul de stângaci se laudă cu 17 butoane și 5600 DPI. Criminalul e mort. Așa se numește noul joc al lui Goichi Suda, designerul de la Grasshopper Manufacture, cunoscut mai degrabă ca Suda 51 sau Designer Extraordinaire du Nomo Heroes et Shadows of the Damned. Oui, oui, le croissant, mes amis, bonjour. Gata, atunci ce mi faceză, să revenim. Goichi Suda a anunțat Killer is Dead, noul său proiect. Jocul are aceeași stil de bătăi cu săbii ca și No More Heroes, numai că, din ce am văzut în concept art, toate personajele sunt niște gentlemen la costum și cravată. Designerul a lansat în 2005 Killer 7, joc de aventură ce urmărea un grup de asasini, iar noul său titlu, Killer is Dead, ia ceva inspirație de acolo. Totuși, momentan nu prea avem detalii, fiindcă anunțul a fost făcut în revista japoneză Famitsu, iar Google Translate nu le știe chiar pe toate. Știm însă că, la fel ca toate jocurile de la Grasshopper, ca și acest titlu, Killer is Dead va fi disponibil doar pe 360 și PS3. Nu știu dacă ai stat cu ochii pe site-ul nostru zilele astea, așa că o să anunț aici că Ghost Recon Future Soldier a primit o dată de lansare pe PC. Jocul va apărea pe 15 iunie și în magazinele alea de dai cu prezența în ele și pe platformele online ca Steam. În anunț, Ubisoft a folosit termeni din aia care îi ghid la urechi pe PC gameri, DirectX 11, Tessellation, suport pentru mai multe monitoare, high quality assets și realistic lighting. Și iată și cerințe de sistem în caz că vrei să știi dacă îl poți rula. Băiatul care montează emisiunea, lasă lenințele pe ecran. Ca să nu uit, Ubisoft a anunțat că Future Soldier nu va avea DRM-ul Always On. Jocul va trebui activat o singură dată și după aia poți juca offline. Evident, doar pentru single player. Dacă ești unul dintre ciudații care vor să joace pe Mac, deși nimeni nu prea vrea să scoată jocul pe Mac, iată o veste bună. Deus Ex Human Revolution apare pe acest sistem de operare pe 26 aprilie, adică în doar câteva zile. De portare s-a ocupat Feral Interactive, compania care a adus pe Mac și jocuri ca Bioshock, Arkham Asylum sau Borderlands. Deus Ex Human Revolution Ultimate Edition va fi lansat la prețul de 40 de euro și va conține toate DLC-urile de până acum, 3 la număr. Acestea sunt Tactical Enhancement Pack, Explosive Mission Pack și micul expansion The Missing Link, în care Jensen rămâne fără augmentații. Din punctul meu de vedere, Machinarium a fost jocul care a pornit cu adevărat mania indie. Înainte de asta, mai toată lumea se oprea la titlurile AAA și doar cei cu adevărat pasionați aruncau un ochi pe munca studiourilor independente. După ce Machinarium a spart topul de vânzări și a adunat sute de mii de fani, dacă nu mai mult, producătorii săi, Amanita Design, s-au apucat de un nou proiect. Este vorba despre Botanicula, un joc la fel de simpatic, tot point and click, care va fi lansat pe 19 aprilie. Botanicula va fi disponibil în câteva zile pe Windows, Mac și Linux, iar producătorii au menționat acum ceva vreme că lucrează și la o versiune de iOS. Totuși, nu se știe când apare asta. În orice caz, dacă ți-a plăcut Machinarium și n-avea cum să nu-ți placă, stai cu ochii pe botanicula.net săptămâna viitoare. Pe final de emisiune, știri pe scurt. Hairbraided Schemes, LLC, a pornit pe Kickstarter.com un proiect de strângere de fonduri pentru un nou joc Shadowrun. Acesta se numește simplu Shadowrun Returns și producătorii cer de la fanii seriei $400.000 pentru development. Fiindcă Shadowrun are o grămadă de fani, s-au strâns deja vreo $380.000, iar proiectul este aproape finanțat.
Shadowrun Returns va fi un joc de single player în 2D, turn-based, iar povestea va fi un mix între cyberpunk a la Blade Runner și fantezie a la asta cu linele lor. Dacă ești fan Game of Thrones, caută pe YouTube așa, Game of Thrones in Minecraft. O echipă de pasionați au recreat aproape în întregime tărâmul Westeros și din cărțile lui George R. R. Martin, iar rezultatul este impresionant. În cazul în care ești în căutare de jocuri bune și ieftine, mergi pe indieroyal.com. Acolo găsești la vânzare un nou bundle de jocuri indie care conține titlul excelent Defense Grid The Awakening, cu tot cu niște DLC-uri, plus Hack and Slash Loot, Alien Zombie Megadeth, Explodimon și Astro Tripper. Promoția mai durează încă 2 zile, iar prețul minim cu care poți cumpăra jocurile astea este cam 3,5€. Numai Defense Grid costă 9€ pe Steam, așa că, zic eu, Indie Royal oferă un preț bun. Funcom a deschis precomenzile pentru MMO-ul misterios The Secret World, acela care se laudă cu tot soiul de creaturi mitologice și un gameplay lipsit de grind. Ca să te încurajeze să precomanzi, Funcom anunță că vei putea încerca jocul în mai multe weekenduri de beta, începând cu 11 mai. The Secret World se lansează pe 19 iunie. La precomandă, jocul costă 50€, include 30 de zile de game time plus 2 itemuri in-game și un pet. Voila, Newsex e fini. E frumos afară, iepurile de pași dă cu ouă în geam, așa că mă voi căra și eu la căsuța mea. Până miercuri când revin, îți urez spor la jocuri, filme, ieșiri sau orice ai tu planificat. Și mulțumesc de sugestiile pentru seriale, o să bag niște Spartacus în weekend. Ca de obicei, ne auzim mai jos sau pe Facebook, acel palat obscen în care ne mângâiem reciproc cu like-uri.